Icianu este imersată acolo într-o masă de solicitanți de autografe. La un moment dat îl vom extrage împreună prin forța brațelor. Deocamdată suntem în situația de a fi și gazdă și musafir la lansarea asta. Lansarea unei cărți despre care vă va vorbi Ioan Stanomir, care îi mulțumesc pentru prezență, și la un moment dat vă va vorbi conform promisiunilor și domnului Icianu. Și dacă mai rămâne timp și ne păstrăm în marja de punctualitate admisă, vă voi spune și eu două-trei lucruri. În orice caz, vă mulțumesc că sunteți mulți, pentru că e o carte, cred, pentru cei mulți, care cu siguranță nu va ajunge la cei puțini despre care este vorba în carte, deși la unul dintre ei știu precis că a ajuns, că mi-a confirmat primirea și mi-a transmis gândurile lui Trandafiri, ceea ce înseamnă gândurile lui de 3 trandafiri. Ioan Stanomir, te rog.